Au fost blocaje în trafic la munte în acest weekend. De cealaltă parte a Transalpinei, spre domeniul schiabil de la Vidra, coloanele de mașini au rămas nemișcate cu zecile de minute. Totul din cauza autoturismelor lăsate pe partea carosabilă și care au îngreunat accesul utilajelor pentru dezăpezire. Și în stațiunea Rânca a fost aglomerație mare. Numărul turiștilor a fost de câteva mii pe zi, mulți profitând de mini-vacanța de Ziua Unirii, care i-a făcut să-și prelungească șederea la zăpadă.